Micii și mari fotbaliști sunt așteptați la turneu. Asociația Sportul pentru Toți și Primăria Reghin organizează Cupa Municipiului Reghin la mini-fotbal. Turneul se va desfășura în Reghin pe teren sintetic și va fi împărțit pe categorii de vârste. Cu ocazia Zilei Copilului, elevii claselor 5-8 ai școlilor gimnaziale se vor întrece pe 31 mai și 1 iunie. Startul competiției se va da sâmbătă la ora 10, când va avea loc întrecerea pe grupe, iar pe 1 iunie se va ține finala zonală. Premierea se va derula la ora 13. Și împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, care ne asigură și dând și niște premii pentru copii, la pe zona Reghin se va desfășura cu cele 6 școli generale din Reghin pe care le avem, și plus în preambulul zilei respective vom face pe zone, în 4 zone, respectiv Batoș, Breaza, Gurghiu, plus Reghinul, 4 zone avem, și vom face un turneu cu câștigătoarele celor 4 zone la Reghin. A doua parte a turneului va fi pentru cei pasionați de sport în general și de fotbal în special. Competiția pentru adulți va avea loc pe teren sintetic și vor concura 16 echipe. Premiile vor consta în diplome, medalii, iar câștigătorii se vor califica la etapa județeană. 16 echipe de mini-fotbal, reprezentante ale comunității Văii Mureșului, vor participa în cursul săptămânii respective la un puternic turneu de mini-fotbal dotat cu premii, echipament sportiv, minci, cupe, medalii. E o competiție interesantă unde 16 echipe, deci 160 de sportivi, se vor întrece numai la fotbal. Asociația Sportul pentru Toți va organiza și în luna iulie competiții de profil ca tenis de masă, cross, trântă, la care de asemenea se vor acorda premii.